Cântăm pe Dumnezeu Tatăl, pe Domnul Iisus Mântuitorul nostru și pe Duhul Sfânt. Amin. Amin. Este minunat să ne aflăm din nou în casa de rugăciune, în har deosebit, Domnul să fie slăvit și binecuvântat. Prin faptul că Dumnezeu ne-a purtat de grijă, a fost cu noi în ziua de astăzi, ne-a ocrotit și ne-a păzit și numai prin faptul acesta se vede că noi suntem prezenți în casa de rugăciune. Este un har din partea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu și l-a arătat față de fiecare dintre dumneavoastră. Domnul Iisus să vă binecuvânteze. Domnul Iisus să vă întărească, să vă dea putere și biruință tuturor acelor ce suntem prezenți în locul acesta, în casă de rugăciune, de a-L sluji pe Dumnezeu. Amin. Și de a-I face voia Lui, slăvit să fie Domnul. Haideți să venim înaintea Domnului cu o rugăciune de mulțumire în care să-I mulțumim că și până aici Domnul a fost cu noi. Până aici Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Și știm că va fi în continuare cu noi. Pentru că El este la cârma vieții noastre. Domnul să fie lăudat și binecuvântat. Amin. Așa cum stăm în picioare.